scrise în numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile drepților, celor ce s-au săvârșit, odihnește, Mântuitorule, sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-le pe ele într-o viața cea fericită, care este de la Tine, Iubitorule de oameni. Într-o odihnă Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, că ești însuți, ești Iubitor de oameni. Luția din decembrie 1989, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bolului de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale sfinților, slăviților, întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinți ai noștri și ale tuturor sfinților, sufletele adormiților robilor Săi cei mutați de la noi, pe necordurile dreptilor să le așeze, amin. În sânurile lui Avram să le odihnească, amin. Împreună cu dreptii să le numere, amin. Și să ne miluiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroi căzut la Revoluția din 1989, șlefelor Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Bună ziua, doamnelor, domnilor, onorată asistență, stimați camarazi! Dați-mi voie că să începem a 27-a comemorare, un moment de reculegere pentru cei care au căzut în decembrie 1989. Vă mulțumesc! Se împlinesc 27 de ani de când românii și-au câștigat în stradă libertatea în 22 decembrie 1989, dându-și viața pentru a schimba destinul țării sufocate de un regim totalitar. Au murit atunci peste 1000 de oameni, peste 3000 au fost răniți. Au trecut 27 de ani, iar vinovații nu au fost pedepsiți. Nu au fost
și nici nu s-au făcut niciodată verificări și dreptate. Niciun vinovat. Putem spune că ziua de 22 decembrie va rămâne în istorie, ca ziua libertății depline a românilor. Azi, 22 decembrie, suntem datori să aducem un os omagiu eroilor, decembriștilor și să ne rugăm pentru odihna celor care au plecat la cele veșnice și la cei care nu mai sunt dintre noi. Astăzi, după 27 de ani, putem să spunem da, da, de trei ori da, și la piatra a fost revoluție. Trebuie să fim mândri de acest lucru, mai ales sau pentru că cei care au dat demnitatea cinstea, nu și-au dat demnitatea cinstea și onoarea pe rușine în anii care au urmat. Orice s-ar întâmpla, spunea niște colegi de la Bistrița, Sibiu, orice ne puteți lua, viața, banii, dar un singur lucru nu ne puteți lua, cinstea, demnitatea și onoarea, care ne-a mai rămas. Datorită faptului că se împlinesc 22 de ani, trebuie să fim mândri că poporul român și-a câștigat libertatea. De asemenea, presa scrisă, televiziunea și-au câștigat dreptul de a spune orice. Mai mult de atât, cu ocazia acestui eveniment, putem spune că sunt unii care și-ar dori să aibă revoluția lor particulară, că au fost la Buzău, la Piatra, Constanța, Ialomița, dar să nu uităm un singur lucru. Unitatea între revoluționari trebuie să fie pe primul loc. Mândria, orgolie, trebuie lăsate. Fără revoluția din 22 decembrie 1989, nu erau aleși locali, județeni, deputați, senatori. Să nu uităm acest lucru, că datorită acelor oameni care au avut curajul de a ieși în stradă, sunt unii care sunt pe anumite funcții. Drept dovadă, respectul trebuie meritat. Vă mulțumesc cu ocazia că pe 24 este ajunul Crăciunului. Vă spun sărbători fericite și la mulți ani. Vă mulțumesc! Stimați invitați, sunt onorat să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, pentru a cinsti memoria eroilor din decembrie 1989. Jertfa lor reprezintă un moment important în istoria recentă a poporului nostru, deoarece și-au asumat rolul de a schimba viitorul nostru al tuturor. Toți cei care și-au pierdut viața în Revoluția din decembrie 1989, tineri într-un număr destul de mare, și-au dorit ca noi, inclusiv cei prezenți aici, să ne bucurăm de libertate. Măsura în care fiecare dintre noi înțelegem sacrificiul acestora depinde, poate, de capacitatea de a diferenția o lume în care constrângerile de orice fel reprezentau cuvântul de ordine, de lumea de astăzi în care putem spune liber ceea ce gândim și simțim. Revoluția din decembrie a deschis calea unor schimbări profunde în plan politic, social și economic. Avem obligația de a rămâne uniți, de a nu lăsa pe nimeni să ne dezvine. Avem obligația ca fiecare dintre noi să ne implicăm activ, să spunem atunci când lucrurile nu merg în direcția corectă, oferind la rândul nostru generațiilor viitoare o Românie așa cum și-au dorit toți cei care și-au sacrificat viața în acest scop. Avem obligația de a cinsti eroii și martirii Revoluției, pe toți cei care au luptat pentru a întoarce România cu fața spre viitor. România are nevoie de fiecare dintre noi pentru a-și continua parcursul democratic. Rolul cel mai important îl au cei care ne conduc, cei care decid pașii care trebuie făcuți pe acest drum. Să nu uităm niciodată că Revoluția a învins și ne cinstim țara făcându-ne datoria fiecare. Închei dorindu-vă tuturor sănătate și să vă bucurați de tot ceea ce a adus bun momentul decembrie 1989. Crăciun fericit și la mulți ani!